Bine ați venit, fiți pe pace, fiți pe pace. Astăzi vreau să analizăm vreo două, trei videoclipuri, nu mai țin minte exact, dar cred că-s două, trei. Și o să vă rog să aveți grijă la comentarii. Adică n-are rost să jigniți persoana din videoclip, la fel cum nici pe pasul n-are rost să jigniți. Una e să analizăm și alta e să bârfim și să ne comportăm mai ure, da? Deci noi astăzi, frați și surori, trebuie să analizăm, da? Nu să bârfim. Oricum, nu știu cum ai putea bârfi când spui ceva public și persoana în cauză se poate uita, dar mă rog, în fi, înțelegeți voi esența. Înainte să vă arăt videoclipurile, da? Stați așa să-mi trag fotoliul lângă pupitru. Vreau să vă spun o mică întâmplare în câteva minute și pe urmă vă arăt videoclipurile, da? Am avut de mă dus cu cineva la spital, la o programare, da? Nu știu în România cum se mai practică, în alte țări, în Irlanda, dacă programarea, de exemplu, la ora 12, tu te duci la 12. Dar asta nu înseamnă că te și la 12. Poți să aștepți o oră, două, trei, patru, cinci, șase, până îți ia dosarul și te strângă. No. Bun. M-am dus cu cineva la spital, la neurologie, da? Deci vă puteți da seama ce oameni se duc acolo, trebuie să ai probleme, cât de cât grave să te duci la neurologie, da? Bun. Am ajuns acolo, ne-am pus frumos pe scaune și ne-am pus pe rândul din față, că numai acolo au fost locuri atunci când noi am intrat. În sala de așteptare, da? Ne-am dus la recepție, deci am intrat, ne-am dus la recepție, am lăsat foaia cu programarea, au zis că ok, noi ne-am pus jos, ne-au spus să așteptăm și când o să ne vină rândul, ne strângă. O luat dosarul nostru și l-au pus așa pe o măsuță, cum pun ei, știi, la îndemâna medicilor. Pe o măsuță cu rotiță, așa mai departe. Bun. Ne-au pus dosarul și noi acum trebuia să așteptăm. Că înaintea noastră mai erau alte dosare, nu? Bun. Așteptăm noi ce așteptăm. O trecut o oră. O trecut o oră jumătate. Două. Și în timp ce așteptam, normal că tot intrau pacienți cu alte programări, nu? Bun. Numai că de data asta a intrat o mamă, cred că era mama băiatului, bănuiesc, un băiat, nu știu ce vârstă avea băiatul, că deja am putut să mă uit mult la el, dar vreo 20 de ani, cred că era pe un cărucior. N-am mai văzut așa cărucior. Anume adaptat pentru băiatul respectiv, deși nu cred că el putea să folosească din ce natură, pentru că mâinile erau așa, el era pe jumătate îndoit, dar nu că era îndoit că el se îndoia. El era îndoit, așa stătea el. Deci era foarte, foarte bolnav omul, da? Băiatul respectiv. O intrat, s-a dus la recepție, s-a pus și el lângă noi, unde a fost loc. Și băiatul, din cauza problemelor medicale, cu siguranță, scotea niște sunete. Știți că ce? Și mai multe feluri, numai atât. Pe mine nu mă deranja. Pentru că te uiți, omul e bolnav, nu? Cum să te deranjează? Că el se manifestă cum se manifestă. E boală, n-are ce să fac. La un moment dat, cred că după vreo 5 minute, cam așa, una dintre recepționiste, că erau două, au venit, deci au ieșit de acolo de la recepție și au venit la scaune și au întrebat-o pe femeia, să sunt rău, vreți să mă duc la doctor să-i spun să dai un medicament până îl ia la consultație, la care nu, că așa face el, că nu, după cum știți din dosarul lui, așa se manifestă, are el niște probleme, dar nu doar nimic, nu-i trebuie medicament. Ok, s-a dus recepționista. Bine, a fost frumos din partea ei, că a întrebat chiar foarte frumos, da? Dar ce-a făcut? A întrebat-o din nou pe femeia, care e numele copilului? Ea a spus numele, recepționista s-a dus la măsuța cu dosare, da? O lua dosarul băiatului și mai erau încă vreo, erau câteva înaintea lui, că eram noi ăia de acolo. Deci cel puțin 15 dosare erau înaintea lui. O luat dosarul băiatului și l-a pus în față de tot, pe masă. În alte cuvinte, următorul era băiatul. Niciunul dintre noi care deja am stat cu orele acolo, da? Mă gândeam, frumos din partea ei. M-am gândit, știi? Așa, prima dată, la prima instanță. Că totuși, nu, e greu acolo să vezi
o mamă sau indiferent că a fost mătușa lui, sora lui, nici nu contează. E greu să o vezi acolo cum stă cu el, știi? E greu. Însă, ce s-a întâmplat după aia? Vine o altă femeie cu o fată. Și fata asta, cred că cam între 20-30 de ani, nici are importanță vârsta, vă spun așa numai ca să vă faceți voi o imagine, da? Și atât, într-un căruzin asta, bine, era diferit, dar și aia bolnavă, era vizibil că era bolnavă și, în fine. Și aia scotea sunete, alții sunete, dar și aia scotea sunete. Și aia tot acolo veni să aștepte. Recepționista din nou, s-a dus, s-a întrebat dacă are nevoie de medicamente, nu, nu, că e ok, că nu doare nimic, aceeași poveste. O luat și dosarul ei și l-a pus în față. Deci l-a pus după dosarul băiatului respectiv. Și acum deja oamenii începeau să se, știi, am vrut să zic să se cotească, dar eu n-aveam cum să-i văd, că eu eram în față, dar s-a auzit cum vorbeau oamenii, știți, că this is not fair, noi am așteptat de atâta timp aici, ai, dacă mai vine încă unul, iar îl pune și pe ăla și nici nu terminau bine de vorbit oamenii și iar mai venit încă unul. Deci, tot în situații similare. Și pe ăla, și la ăla, eu luat dosarul și l-a pus în față. Și mă gândeam așa, știi? În timp ce așteptam și tu vedeam mișcările astea cu dosarul, mă gândeam, oare eu ce aș fi făcut diferit dacă eram în cazul recepționistei? Cum aș fi procedat? Pentru că te duci la spital, ai programare la neurologie, da? Înseamnă că toată lumea are ceva grav, nu? În special când te duci pentru follow-up, adică pentru a doua întâlnire sau a treia sau a patra, e de la sine de înțeles că e ceva foarte wrong acolo, da? Și m-am gândit, mă, dacă eram în locul ei, pentru că da, a fost frumos că l-au dosarul, că l-au mutat, că cine vrea să stea acolo încă vreo 4 ore să aștepte și să tot audă strigăte și îi curgea salivă, n-are, mi-e venea să plâng când l-am văzut pe băiatul respectiv și pe fată și... Mă rog, trecem peste. Ce vreau să vă spun e că ce aș fi făcut eu diferit? I-aș fi întrebat pe ceilalți pacienți, vă supărați dacă le mut dosarele lor înaintea voastră? Vreți să ajutăm și să le dăm prioritate? Asta aș fi făcut diferit. Că și eu m-aș fi dus să întreb dacă vor medicamente, că mă cunosc, știu cum îs. Și eu aș fi încercat să le dau prioritate. Dar, ca să nu invalidez și ca să nu fiu nepăsătoare față de ceilalți care au așteptat deja câteva ore înaintea lor, i-aș fi întrebat pe ceilalți pacienți, vă supărați dacă le mută dosarul înaintea voastră? Vreți să ajutăm? O, e cineva care se opune? Înțelegeți voi? Ce vreau să spun cu asta? Vedeți? La fel ca și recepționista. Sunt și foarte mulți presupuși creștini. În alte cuvinte, dacă te duci într-un magazin sau într-o piață, undeva în public, și te observă penticostale sau ortodoxi sau baptiști sau oricine altcineva din oricare alt cult, dacă nu te comporți conform regulilor scrise de ei, a, te și invalidează. Ăsta n-ajunge în rai. De exemplu, Naomi, eu, da? N-ajunge în rai. Uită-te ce păr are. Uită-te că i-au zis că nu-i pocăită. I-au zis că e o persoană liberă. Cum adică o persoană liberă? Uită-te așa, uită-te așa, uită-te așa. Și m-ați băgat în iad. Fiecare după caracterizările voastre și credințele voastre false. M-ați și invalidat. Pac, direct în iad. Exact așa au făcut și recepționistă. Ea o invalidat durerea tuturor și o dat prioritate celorlalți. Dar oare numai durerea care e vizibilă, dacă pot să spun așa, deși mama sau fata care s-a dus cu băiatul respectiv a spus că nu-l dore, că așa se manifestă el, da? Însă, ce vreau să spun? Oare numai persoanele care prezintă probleme de sănătate vizibile, da? O mână așa, mai, ești mai îndoit, mai... Oare numai ei suferă cu adevărat? Oare ceilalți de acolo care așteptau la programare? N-aveau dureri? Sau numai dacă strigi, numai dacă te exteriorizezi, oare numai așa ești bolnav?
Numai atunci ai durere. Eu din câte știu, sunt oameni care plâng în sufletul lor, care pot așa cumva să se abțină. Știi, chiar dacă le-i foarte greu, chiar dacă poate doare capul fenomenal de tare, spatele, coloana, ei tac, știți, stau și își așteaptă rândul în tăcere. Alții, chiar dacă pot să fac asta, nu fac și alții nu pot pentru că e de așa natură cum a fost băiatul ăsta, cum era să se abțină dacă el chiar așa face. Esența pe care vreau să vă transmit mesajul e că oare numai dacă ne comportăm conform regulamentelor scrise de unele culte, oare numai atunci suntem creștini, oare numai atunci ajungem în rai? Știi că te uși și citește în Biblie. Dar eu, serios, dacă am văzut și dacă există și n-am văzut, eu vă rog frumos să-mi spuneți, dar să-mi dați trimitere exactă, nu mă luați cu aburel și cu interpretări subiective. Unde scrie în Biblie că trebuie să fii penticostal sau baptist ortodox? Eu nu văd unde scrie. Și totuși, când judecați pe cutare și pe cutare, în loc să judecați obiectiv, că aici e cheia, nu-i păcat să judeci obiectiv. Subiectiv, da. Subiectiv, da. De exemplu, haideți că vă arăt trei videoclipuri, da? Și spuneți-mi ce părere aveți. Să vedem ce judecată aveți voi. Să vedem dacă invalidați, dacă judecați obiectiv, subiectiv, să vedem. Sunt curioasă și eu. Trei videoclipuri. Înainte să dau play, vreau să vă întreb că ce părere aveți dacă un pastor, da? Dacă un pastor botează o soră sau un frate chiar, în cazul de față vorbim de o soră, care e tatuată. Ce credeți, e păcat sau nu e păcat? O proceda bine pastorul cu botezatul sau nu? Că știți că tatuajele se pot șterge, da? Adică cum te-ai și pictat, le poți și șterge. Nu e ca și cum ai rămas cu ele așa. Aștept să-mi spuneți, printre alte, adică o să mai am și alte întrebări, dar sunt curioasă de răspunsul vostru. Dacă o greșit și pastorul și sora, pentru faptul că, nu, sora s-a dus să se boteze așa și pastorul cu botezatul. Bun, haideți că mergem pe TikTok. Uitați-vă un pic aici. Deci, fata asta, știam că o cunosc de undeva, dar numai nu-mi dădeam seama, după aia am realizat cine e. Bine, de pe YouTube o cunoșteam oricum. Acum am găsit-o pe TikTok. Ea e botezată și în videoclipul ăsta o să vedeți cum face o mențiune și spune că e pentru prima dată când și-o cumpăra batic. Deși ea mea are la biserică, s-o botezat la penticostal, totuși o scrie prima dată când și-o cumpăra batic și nu știe cum să-și pună baticul. Mă întreb dacă e păcat că te duci fără batic la biserică. Asta e o altă întrebare. Haideți să-i spunem la soră dacă că și-o pus așa tricou afur, trebuie să vedem cu care stă mai bine. Așa, după judecata voastră. După judecata voastră, să-i spunem la soră cum îi stă mai bine cu freza, cu prima freza a doua sau a treia. Haideți să vedem. Am făcut acest clip ca să învăț cum se pune un batic. Sunt două fire în față și aici. Așa, dar nu cred că se pune așa. Eu n-am văzut fetele purtând așa. Hai să încercăm. Hai să ne facem și băiță la cap înainte. Sunt gama cu cheratină și masca cu cheratină. Masca asta care este aproape goală sau de fapt e goală. Deci nu cred, intru fix acum să mai dau o comandă cu codul TINA 10 pentru 10% reducere. O să folosesc pasta cu biotină și bineînțeles șamponul anticădere, clar. Am aplicat două capsule pe scalp pentru regenerarea părului. Mi-am pus o rochiță pe mine. Acum să pulverizăm și balsamul bifazic din gama cu biotină. Este foarte, foarte bun, descurcă bine părul și are protecție termică. Aici vă arătam cât de repede o să conorul meu Feon din noua campanie cu Philips o să apară în curând la mine pe TikTok. Am scăzut repede, repede părul și, fraților, am comandat primul meu batic. Efectiv, nu știu cum se pune. Hai mai să ne facem părul și după o să încercăm împreună cum să aplic acest batic, că m-ați tot certat că nu pun batic. Bun, acum că am uscat bine, bine părul, uitați-vă cât de mult volum are, cât de frumos este. Iubesc produsele de la Redis și nu uitați să folosiți codul meu. Folosim acum această capsulă din gama cu cheratină. Este una dintre preferatele mele pentru hidratare. Bun, și hai să punem un păr. O să fac bucle azi, o să-mi las părul așa. O punem în palmă. Ne aplicăm pe vârfuri.
spun, trebuie să fac Holșeni și Holtemu. Scrieți în comentarii cu care să încep, cu Holșeni sau cu Holtemu. Asta este de pe Temu. Ce îmi place mie la capsulele astea este că părul se hidratează foarte, foarte repede, părul absorbe capsula și nu rămâne uleios, da? Deci nu este ulei de păr. Nu știu ce este, dar miroase wow. Tot de la Redis am acest spray de corp care este cu stripici. Aoleu, am ulei pe mână și nu pot să deschid. Hai să deschidem. Dăm bine, bine pe piept. Ca să am și eu stripici. În mânuțe, agităm bine. Uitați-vă stripici cu niște la fund. Cred că asta este un pic cam decoltată. O să mai prind ceva aici. Cu siguranță. Ok, prima variantă ar fi așa. Nu știu dacă l-am pus ok. Păi e drăguț. Dar nu cred că se pune așa. Oare cum se pune? Scrieți în comentarii, pare un stă bine? Să facem și cu a doua variantă. A doua variantă este așa. Dar nu știu dacă l-aș purta așa vreodată. Scrieți și părerea, aveți ce alegeți până acum, 1 sau 2. Și varianta 3. L-am împăturit așa. Punem aici. I-am legat la spate. Vai, nu pot să cred de frumos ăsta. Nu cred. Deci nu cred. Oficial, o să-mi comand 100. Separat de rochița asta care este mult prea deschisă, dar o rezolv eu. Îmi place, asta e cea mai frumoasă, nu? Uitați să folosiți codul meu TINA 10 la tot ce vă comandați de pe Redis. Na, frați și surori, creștinilor, 1, 2 sau 3, care e varianta cea mai modestă sau cea mai plăcută domnului? Oare 2? Așa e soră Tina, că Tina te cheamă, nu? Soră Tina, vezi că pe la penticostale ăștia mai striți, așa, mai practicanți ăștia care strigă foarte tare, cred că numărul 2. Să nu se vadă părul nimic, am afruntea, știi? Numai că cred că la tine e păcat și 2 pentru că ești prea prânșenată, prea vopsită, folosești prea multe șampoane. Ori e păcat că folosești atâtea hunguiante pentru păr. S-o mai dă așa cu sclipicii, păcat sclipiciu. Spuneți voi acum, eu serios vă întreb. Haideți să mergem la videoclip. Numărul 2, soră. Pentru smerenie numărul 2. Așa. Haideți să mergem la următorul video. Cineva i-a scris așa. Numai un pic. Cineva i-a scris la comentarii așa. Pocăiți în pantaloni? Scrie destul de bine în Biblie că în fața lui Dumnezeu este o ruciune. Femeia trebuie îmbrăcată în rochi. Așa i-a scris cineva comentariu. Și acum îi răspunde. Haideți să vedem cum i-a răspuns. Și... chiar sunt curioasă. Ce părere aveți de răspunsul ei? Știi comentariul pe care l-a lăsat și fata? Și la sală cum te duci? În pantaloni sau roche? Hai, te rog eu frumos, nu fi absurdă, că tu ești ca genul de femei care zic că poartă numai roche și îmi dau mie comentarii și pe TikTok și ele stau numai în pantaloni, separat de biserică. Nu, sora mea, roche port la biserică, port când merg undeva, când ies în oraș, la sală n-am cum să port roche, că ești la sală. În primul rând, în al doilea rând, am un site de colanți pe care îl promovez și care este afacerea mea. Nu cred că o să pe Dumnezeu că port colanți, bineînțeles, cu ceva peste fund. După cum poți vedea. Vezi, da? Te rog frumos, nu mai fi răutăcioasă și nu mai stă pe TikTok, da? TikTok-ul nu e, nu știu, în Biblie stați pe TikTok. Poți, da. Sora mea și la sală cu... Da. Ce păcat. Sora aia că stă pe TikTok... Că ați auzit cum a spus Tina, că nu e bine să stai pe TikTok, că nu scrie în Biblie. Bine, a fost sarcastic, am înțeles esența, nu știu dacă ați înțeles-o voi. E ok că se duce la sală în colanț, în colanța pe care critică chelăbuț. E păcat sau nu e păcat? Dacă e păcat, pentru persoanele care considerați că e păcat să te duci în colanț, chiar dacă ți-a acoperit șezutul, da, portbagajul, vă întreb atunci, pentru pastorii cu, precum e chelăbuț, Gabi Floroț și alții ca ei. Nu-i păcat să vină sub forma aia de agentul 008 mascați în atâtea straturi. Înțelegeți ce vreau să spun. Nu-i păcat. Adică de ce colanții ar fi păcat și parizerul în exces și toate alea întruchipate și promovate sub forma în care sunt prezentate de pastorii voștri, nu-i păcat, nu, mă mai și bulbesc, nu-i păcat. De ce? Adică de ce ar fi păcat colanții ei
Și costumele extra, asta extra, n-ar fi păcat la pastori. Pastorii care vă predică să vă păzăți independență, că puteți, că așa, că așa, și ei, de fapt, fac ce fac. Haideți să mai vedem o dată colanță la sora, că poate ne-ați văzut bine. Unii ești să o uitați pe sora. Hei, familie, vreau să vă arăt ce colanți port eu la sală de fiecare dată, ce colanți port eu aproape în fiecare zi. Am 5 perechi. Colanții modelatori care sunt doar 129,90 de lei de pe heyfamilie.ro. Așa arată ei, sunt absolut superbi. Vă așteptăm pe site. Vă pup! Hei, familie, vreau să vă arăt... Na. Ce părere aveți? Despre colanții, despre batic, faptul că a fost prima dată când și-o comandat batic, că unii dintre voi știți că nu, cum să te duci cu bentiță numai la biserică, cum așa, cum așa. Vă întreb, știți? Cât de ușor, cât de ușor invalidați voi pe toți cei care nu vă convin. Cât de ușor, dar oare asta să fie adevărul? Eu mă tot gândesc la faza aia de la spital. Oare dacă ne-ar fi examinat cineva pe toți din sala aia de așteptare? Oare cei pe care, la care le s-au mutat dosarele, oare ei ar fi fost cei mai bolnavi dintre toți cei care așteptau acolo? Vedeți, așa, așa e și cu creștinii ăștia, mulți, adică foarte mulți. Se exteriorizează, asta nu e un lucru rău, dar trebuie să fie calculat. În alte cuvinte, a, pă, dacă n-ai rău, e păcat, dacă ai părul scurt, e păcat. Și vin cu versete, dar și eu vin cu alte versete din Biblie, dar nu-i bine. Versetele cu care Naomi critică în mediul online, sau cu care voi vorbiți voi între voi, unii știi, nu-s bune. Numai versetele alese de pastori, versetele care vi-au fost injectate în capul vostru, numai alea-s bune. E foarte interesant. Cum voi acuzați cu Biblia în brață, că luați ce versete vreți, alții... Pot să vă contrazic că tot cu versete din Biblie, dar nu mai e ok. Te zici că e altă Biblie sau cum, că nu înțeleg. Vedeți cum sunteți. Vedeți cum judecați atât de subiectiv în fiecare zi și habar n-aveți. Bine, lăsăm pe ceilalți o parte care habar n-au. Care e diferența dintre judecată subiectivă și obiectiv. Deci îi lăsăm pe ea, nici n-are rost să-i încadrăm, că nu. N-are rost, da? Dar gândiți-vă voi. Când mai judecați pe unul și pe altul, ba că l-ai tatuat, bacă la așa, bacă la așa. Gândiți-vă la spital. Oare ei au fost cei mai bolnavi? Oare ăștia care? Sau surorile care? Poartă o bentiță. Sau în cazul ei și tatuată. Acum n-am văzut ce tatuaj are pe degetare de mai inimioară. Aici pe mână nu am putut să văd tot. Că acum... Eu cred că depinde și ce statuez. Da. Cred că depinde foarte mult, pentru că la fel e și cu gura. Ți-o dat Dumnezeu gură, dar depinde ce vorbești cu ea, nu? Și la fel e cu toate mădularele. Depinde ce faci cu ele, nu? Da. Da, aștept să-i spuneți la sora asta cu care coafură este mai bine, cu care batic, cu ce poziție. Colț, să aibă colț, să n-aibă colț, să aibă șuviță în față, să n-aibă șuviță, să nu mai folosească atâta șampon, să nu se mai ducă la sală. Că tot e păcat. Tot e păcat, așa e. Dați-i spăcat. Voi sunteți ca recepționista aia. Invalidați pe cine vreți voi. Măcar să le pui o întrebare, știi? Și recepționista putea să-i întrebe, vă deranjează dacă îi dau prioritate. Voi, înainte să judecați pe cineva, nu puteți să vorbiți cu persoana aia, să o întrebați, să comunicați, să vedeți, să descoperiți persoana și abia pe urmă să o judecați. Dacă tot doriți să o judecați. Nu puteți să faceți așa. Nu. Prejudecățile voastre a spus eticheta, pac, Naomi pierdută care păr scurt, și Biblia îți dă voie cu păr scurt. Da? Că zis că dacă ți-e rușine să porți cap acoperit și așa mai departe, poți să te tun scurt încă în trei, cu trei numere dacă vrei. Da? Și că să te razi, să te tun scurt, păi da, aici te razi, aici te tun scurt. Dar versetul ăla nu există pentru voi, așa e că nu. La fel cum unii dintre voi, la videoclipul pe care l-am pus cu unele chestii care s-au întâmplat în familie, mi-a lăsat acolo comentarii că în Biblie scrie să-ți cinstești părinții, că eu ce fac, că mă apuc și denigrez, dar vă uitați că tot în Biblie scrie că părinților să nu vă duceți copiii la mânie, să nu-i întărătați. Vă uitați multe versete, luați numai pe care le vreți voi. Eu zic să citiți mai atenți Biblia, să analizați mai atent, să trageți o concluzie, dacă se poate, și abia pe urmă, după ce ați cântărit și ați analizat, abia pe urmă, să invalidați sau să creditați pe cineva. Abia pe urmă. Da. Dar oare am cu cine vorbi? Da.
Sunt curioasă de comentariile voastre, dacă e păcat să pus colanță la sală, dar așa ați văzut că avea tricou decent, zic eu, da? Mie mi se pare că era mai decent tricou la sală decât rochea cu care sus la biserică, dar o să-și pun eu, nu știu ce acolo, nu știu dacă și-o pus sau nu și-o pus, da? Dar, haideți ca să povești cotidiane în gura satului, nu? Că asta vorbi surorile la biserică și frață, când intră o soră sau un frate, vai, uite-l-ai pe ăla cum e îmbrăcat, uite-o ai cu mare aia, uite așa, uite așa. Haideți să vorbim și aici în mediul virtual, să vedem. Care e gândirea și judecata voastră de creștini? Fiți pe pace că nu ca un război. Și dacă cumva credeți că promovezi tatuajele sau ceva, stați liniștiți că eu nu sunt tatuată, nu nimic, dar și nici colanț nu port, dar asta ce înseamnă oare că sunt eu mai sfântă decât tina, decât fata asta, doar pentru că nu port colanț? Știți? Pentru că unii dintre voi, la modul cum vă, cum vă raportați, voi insinuați că ați fi mai sfinți decât cu tare, cu tare, cu tare, doar pentru că voi, știi, nu vă luați roche roz și vă îmbrăcați într-una neagră. N-aveți baticul portocaliu, că l-aveți alb și wow, o dați sfințenia în voi, știți? Foarte interesant. Foarte interesant cum umblați cu prejudecățile și cu judecata subiectivă în buzunare. În buzunare și infectați pe cei din jurul vostru. Foarte interesant. Da. Fiți pe pace, v-am lăsat. La revedere. La revedere.